Numărul muncitorilor străini veniți în România, în special din Asia, este tot mai mare. Unii sunt curieri și conduc haotic pentru că nu știu regulile de la noi. În București, de pildă, unde sunt și cei mai mulți străini, șoferii se plâng că traficul este și mai îngreunat. Brigada rutieră din București a organizat o razie special pentru a informa pe acești curieri despre normele de circulație. Why are you driving here? I don't know how is it in your country, but in Romania you are not allowed to drive the motorcycle on the pedestrian area. Okay, it's forbidden. Acest curier străin a fost oprit de polițiști pentru că mergea cu scuterul pe trotuar și ar fi putut să lovească pietonii. Însă, cel mai probabil nu a înțeles cu ce a greșit pentru că nu știe nici limba engleză. S-a speriat că va rămâne fără salariu pe o lună. Pentru mulți curieri străini, traficul din țara noastră este o adevărată provocare, fie că circulă cu bicicleta, trotineta, ori scuterul. Cei mai mulți nu cunosc regulile de circulație și nici orașul. Traffic for us it's actually a little bit messy, so it's kind of takes time to make it, I don't know, to get used to it. When you're a bike, like any move, any wrong move could make a disaster. When I came here, it wasn't like so difficult for me to adapt with the rules, because here the people are they respect the driving laws and the code very well, not in my country where this. Dar și șoferii români se plâng că se circulă mai greu din cauza curierilor. Nu respectă deloc nimic, și cei de pe bicicletă și cei de pe scutere. Merg pe contrasens, vin fără nicio problemă, se uită foarte uimiți legat de treaba asta. L-am văzut pe unul, a trecut printre două mașini la stop, a căzut, s-a ridicat și a plecat și a văzut de drum în continuare. Ca urmare a crescut și numărul de accidente în care aceștia sunt implicați. Numai în București, de la începutul anului și până în prezent, au avut loc 36 de accidente, iar în 2022, 34, în care au fost implicați muncitorii străini din țări precum Sri Lanka, Nepal, Pakistan sau India. Cele mai multe au fost cauzate de faptul că oamenii nu au respectat limita de viteză, nu s-au asigurat la schimbarea direcției de mers sau nu au acordat prioritate altor vehicule. Colegii mei au identificat două persoane de naționalitate străină ce circulau pe drumurile publice din capitală fără a deține permis de conducere. În România sunt aproape 190.000 de străini care au un permis de ședere valabil.